După o pauză de 2 ani, Mister Maramureș va fi organizat din nou în Baia Mare. Ediția a patra va fi una inedită, organizatorii gândind-o ca un fel de reality show. Vom avea o locuință, un living, numit Garsoniera Mister Maramureș, care va fi amplasat în Mall Bemărean, unde băieții, cei 10 băieți participanți la concurs, vor locui din 24 iulie până pe 28 iulie, adică aproape 5 zile, vor locui în această garsonieră. Ei vor avea diferite activități sociocomunitare, de răsfăț, vor trebui să schimbe scutece, vor trebui să răsfețe doamne. Concurenții vor fi cuprinși la o serie de activități prin care vor trebui să își arate capacitatea de a interacționa cu lumea din jur. Tinerii interesați se pot înscrie până în 21 iulie. La ediția de anul acesta se caută o tipologie aparte de bărbați. Avem băiatul cel rău, da, e rău, avem băiatul de la țară, avem băiatul mamei, avem macho man-ul și nu stric surpriza ca să fie și alte particularități pe care le veți descoperi. Cei 10 băieți luptă pentru 3 premii mari. Primul și cel mai răvnit dintre ei va lua premiul de 1000 de euro cash. Al doilea un city break într-o țară europeană, iar al treilea produse de firmă. Până acum s-au înscris numeroși maramureșeni, printre aceștia aflându-se și un bărbat în vârstă de 40 de ani. Președintele juriului va fi Laurent Ture, iar prezentatoare va fi Ruby. Concursul va avea loc în 30 iulie de la ora 19 la Mallul Băimărean.